Academia Broker, accesul tău la bursă, este evenimentul organizat joi de Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității din Craiova, SSIF Broker Cluj, Bursa de Valori București și Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj, în cadrul săptămânii Educația Financiară, Provocări și Soluții. Cu acest prilej, studenții prezenți în sala albastră a universității au învățat mai multe despre cultura financiară și despre Academia Broker. Proiectul Academia Broker are două componente. O componentă se adresează studenților, presupune un program de internship oferit studenților, presupune practică oferită studenților și în primul rând încercăm să aducem studenți în piața de capital, încercăm să-i convingem să urmeze o carieră în piața de capital. Iar a doua componentă este educația financiară pentru investitori. Știți foarte bine că unul din obiectivele strategice pe care le urmărim este întărirea relației cu mediul economico-social, în acest fel încercând să adaptăm curicula universitară la cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii. Plecând de la clasa întâia, la clasele de liceu, la facultate și ducându-ne apoi către mediul de afaceri, să încercăm să reușim să creștem nivelul de educație financiară. Poate să plecăm de la o alfabetizare financiară. Conform unui studiu efectuat de Banca Mondială în 2010, nivelul educației financiare în România este foarte scăzut. Sunt însă tineri care își doresc să devină brokeri și au început să tranzacționeze încă din facultate, chiar dacă de cele mai multe ori o fac doar virtual. Piața de capital este practic motivul pentru care m-am înscris la universitate. Îți place să tranzacționezi? Tranzacționezi deja virtual sau în sistem real? Nu, virtual. Virtual. Am tranzacționat și în sistem real, dar sume derizorii. Deocamdată încă învăț. Am înțeles că faci și practică la o firmă. Îți dorești o carieră de broker? Da, sincer îmi doresc. Informația este totul. Trăim în era informației. Partea a doua a conferinței Academia Broker, accesul tău la bursă, a fost destinată investitorilor și a vizat interacțiunea dintre mediul de afaceri local și specialiști de pe piața de capital. Din păcate, prea puțini antreprenori din bănie au participat la eveniment. Printre subiectele dezbătute au fost fondurile de investiții și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor. Am asistat la înghețarea finanțării economiei reale. Băncile nu au mai dat credite, piețele de capital s-au prăbușit în primii ani de criză. Automat am asistat la o prăbușire a cererii, și mă refer aici la cererea de consum. De ce? Pentru că a crescut foarte mult numărul de șomeri. Iată, vorbim astăzi la 7 ani de la declanșarea crizei de un șomaj aproape record în zona euro, 11,9%, 25% din tinerii europeni sunt șomeri. S-a discutat de asemenea și despre evenimentele externe de o importanță majoră, cum ar fi cele din Crimea, care și-au pus amprenta asupra pieței de capital și au afectat încrederea investitorilor. Cât privește previziunile brokerilor pentru România în 2014, acestea sunt de creștere economică moderată.